Și cumpărăturile, să mergem acasă, să ne apucăm de mâncare. Am pus și motorină. Am cumpărat de 280 de lei. Eu folosesc acest detergent. Îmi place și la capsule, mult mai bune și miroase super. Niciodată nu m-a dezamăgit. Am luat o sacoșă de carne. Pulpele de pui este 10 lei kilogramul. Am luat 4 cutii. Am luat aceste spinări. Voi face o ciorbiță. Spune că sunt crescute cu 70% porumb, că sunt un pic mai galbene. Pulpe de pui dezosate pentru grătar. Contează că expiră, le vom face imediat. Pulpe de pui 6 lei, deoarece expiră. Astăzi vreau să fac hamburger, deoarece am găsit tot așa la ofertă. Am dat 8 lei 39 pe o cutie. Am găsit tot așa la ofertă 15 lei vită porc. Voi face o ciorbiță de perișoare și cu acestea niște chiftelițe din piept de pui și pulpă de pui, tot la ofertă. Mie chiar nu mi-este rușine să iau reduse, la cât e de scumpă carnea. 2 kg de ceapă. Aceste șervețele de bucătărie le-am luat gratuit. Le voi pune la congelator. Aici mai am niște cărnați. Gata, terminat. Așa, acestea le las, le voi face astăzi și vreau să le la loc. Am luat și două pungi de pufuleți. Era la 1 leu. Pulci de porumb. Castraveți. A fost la ofertă parmegianul, 9 lei 90. Am găsit la ofertă tot mozzarella, 2 lei 44, am luat 2 și o salată, 2 lei 49. Voi face salată cu hamburgeri, piper negru, un kil jumate de portocale roșii, patru litri de lapte, cafea, 1 kg, boabe, 1 kg de sare grunjoasă, banane, morcovi, iau mai groși, cei subțiri se usucă foarte repede, doi litri de borș, busuioc uscat,
și două roșii. Cam așa arată, care am pus-o la congelator. Vă doresc o zi frumoasă și vă mulțumesc că mă urmăriți. Pe data viitoare!